Spectacolul lui Radu Afrin pus în scenă la Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe mi-a dus aminte încă din primele lui secvențe de Harmony Korine. Știu, introduc aici numele unui regizor de film, dar chestiunea nu mi se pare neapărat forțată, mai ales că aici Afrin se apropie destul de mult de cinematografie în general și în special de acea cinematografie halucinantă și halucinogenă a americanului, în acea îmbinare specifică lui a grotescului, a bizarului cu o candoare perfect umană. Eu sunt născută toamnă, nu e ciudat. La fel ca tine, sub un măr. Mama a stat acolo toată vara și a așteptat cu flori de măr în păr. Și când merele s-au copt, au venit contracțiile și așa agresune și nou născute stăteam noi acolo în iarbă și ne uitam în sus pe cer. Toți oamenii se nasc într-un moment sau altul. Și acum? Acum am ajuns asta. Se numește o femeie rezonabil de tânără. Izbucnesc ușor în lacrimi. O lume, așa cum ne-a obișnuit Radu Afrin, a marginalilor, dar a unor marginali care trăiesc poezia, trăiesc metafora chiar și acolo, în mijlocul mocirilor lumii fizice în care fierb la foc mărunt. Să nu vă închipuiți însă că poetica piesei e una gravă, pretențioasă, ce se pretează la smoking și atmosferă de lojă. Dimpotrivă, ceea ce este poate punctul cel mai reușit din toată afacerea e faptul că Afrin trage tot acest text în cheie ludică, cu interpretări care se folosesc din plin de orice resursă a comicului lepică sub nas, înfructându-se din plin tocmai din acest paradox atât de frumos al piesei. Pitici, triști, mizantropi, deznădăjduiți, complexați, care filozofează poetic despre viață, despre moarte, despre vecinătate, despre rupturile dintre oameni, despre nevoia noastră permanentă de iubire, indiferent de modul în care înțelegem termenul. De atunci, totul era greu, dar limpede ca la prima. Acum totul e ușor, dar măcilos. În fiecare dimineață mă trezesc și știu că lumea e acolo, plină de posibilități. Realizat cu un buget infim și cu dificultăți logistice apărute pe tot parcursul punerii sale la cale, condiția teatrului Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe fiind de altfel cunoscută, spectacolul reușește, poate tocmai prin lipsurile sale materiale, să ajungă la niște soluții regizorale și scenografice absolut ingenioase. Cele trei încăperi aproape închipuite, plus grădina onirii grotescă din spatele lor, sunt, pentru mine personal, unul dintre punctele esențiale care m-au făcut să ader la spectacol într-o totul, alături de sigur de toată această lume grotesc bolnavă prezentată. E un spectacol care merge pe un drum oarecum bătut, cel al prezentării cât se poate de directe, a deviațiilor și deviațiilor lumii contemporane, dar se salvează prin formă ca show televizat în care reprezentanții ai tuturor acestor categorii marginale, care nu mai sunt în fapt tocmai marginale, oameni care trăiesc relații de cuplu stranii sau bolnăvicioase, oameni al căror singur vis în viață e să ajungă la televizor, oameni cu sexualități deviante, deși nu sunt sigur dacă aceasta mai reprezintă o formulare foarte fericită, culminând într-un mesaj cât se poate de direct, adresat publicului,
care invită la mișcare, la schimbare, la revenirea pe șinele acelei purități umane pierdute. Libertatea dintre sexe mainstream. Asta întrucât pe vremea când eram școlar, mă războiam cu fetele care aveau merlaț și brațe puternice. Mă întărătam. Ele mă amenințau cu pumnul și începea între noi o luptă ca între cocoși. Sexul lor nu se dovedea a fi un handicap. Ceea ce mi-a plăcut la acest spectacol e faptul că are energie, e tânăr prin definiție, chiar dacă în acel mesaj final adresat spectatorilor ni se spune că nouă, adică realizatorilor spectacolului, nu ne place că teatrul a ajuns ceea ce ați văzut aici. Un spectacol care are îndrăzneala de a pune problemele fără a se pierde foarte mult în metaforă, dar care are capacitatea în același timp de a crea emoție. Și dincolo de toate și mai ales e un teatru autoconștient care invită, desigur, la autoconștiență, o autoconștiență care la un moment dat ar putea degenera periculos în spectatori într-una activă. Soțul meu îmi lovește vaginul cu o tulpină fină de trestie. Trici. Această practică îi dă o anumită satisfacție sexuală, față de care am un adânc respect de soție. Când este excedat de ziua petrecută la fabrică, mă lovește până îmi provoacă ușoară sângeră. Al treilea spectacol e unul care mie personal mi-a plăcut foarte mult. E realizat de Cătălina Buzoianu la compania Uniteatru din București. După cunoscutul text al lui Matei Vișniec, frumoasa călătorie a urșilor Panda, povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt. Mănușile. Mi-am lăsat mănușile pe undeva, dar pe unde mi le-ai fi lăsat? Trebuie să fie pe pel. Pot să le lași acolo, o să-mi facă plăcere să știu că vei dormi cu capul pe degetele mele. Ceea ce te fură aici, pe de o parte, sunt cei doi actori, Iolanda Covaci și Marius Călugărița, care nu citesc textul lui Vișniec în litera lui, ci îi oferă farmec personal, îi oferă interpretări dintre cele mai năstrușnice și merg mereu pe ideea de spontaneitate, de improvizație. Chiar auzeam în spatele meu la piesă niște spectatori care, după aure admirative, se întrebau dacă asta a fost pe bune sau nu. Nu știu în ce măsură este vorba de ei și în ce măsură este vorba de regizor. Cert este faptul că impresia e una de doi oameni care joacă și se joacă pe scenă și atât, fără impresii de teatru cu T mare și poate tocmai de asta meritându-și cu atât mai mult majuscula. Nu și după aia niciodată nimic. Și-mi cânt la saxofon. Iau. Ce-i asta? Chiar. Ce să fac cu ea? Să știu că poți intra oricând. Asta o să mă liniștească. Păi și tu cum mai ești? Eu nu mai sunt. Uite, eu am să te aștept până te întorci. Un spectacol bine lucrat, care oferă interpretări surprinzătoare ale textului lui Vișniec, cu fantezie și inventivitate din plin și, poate ceea ce mi-a plăcut mie cel mai mult, cu o porție zdravână de meta, cum e cea din scena în care cuvântul pauză a apărut în textul piesei ca indicație, devine pentru actor subiect de joacă. Pauza din frază poate însemna, desigur, la fel de bine și o pauză în spectacol pe care o cere ea, în care tot ea bea apă și interacționează cu oamenii din public, culminând cu replica: păi nu vezi că așa a scris Vișniec aici, pauză? Mai multe nu pot să zic decât faptul că, în mod sigur, e un spectacol care i-ar plăcea mult lui Matei Vișniec și i-a plăcut cel puțin pe atât și publicului de aici.
Un spectacol care știe să crească cu fiecare scenă și care știe să se folosească până aproape de perfecțiune de resursele pe care le are. Mă vezi ca și cum aș fi propriul tău văz! Da! Mă auzi ca și cum aș fi propriul tău da! De atins nu mă mai poți atinge pentru că nimeni nu-și poate atinge propriul său simț tactil. Așa este! Până mâine când vom vedea ce ne mai pregătește următoarea zi din Festivalul Internațional de Teatru Euro Underground, vă invit să stați aproape de noi și mai ales de sălile de teatru. Salutare! Pusi, sălile de teatru.